Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Dragilor, mă bucur că este ora 4 pentru că ne putem reîntâlni într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul, dar mă bucur și că este luni pentru că putem începe săptămâna bine cu sfaturi importante care să ne relaxeze. Sunt Consuela Bălașa și chiar dacă vă oferim o emisiune înregistrată, vă spun că de la început că ne puteți scrie întrebările voastre. Nu vom putea răspunde la ele în timpul emisiunii, dar vă putem răspunde în scris. Multe cercetări au legat unul dintre efectele negative ale stresului cu apetitul. Stresul pe termen scurt îți poate opri apetitul, însă dacă acesta persistă, atunci te poți confrunta cu un apetit crescut, fapt care conduce la depunerea de kilograme nedorite și în unele situații la agravarea unor afecțiuni deja existente sau chiar la apariția altora noi. Gândurile schimbă realmente chimia creierului. Cercetările indică faptul că structura chimică a corpului se poate schimba în raport cu un anumit gând în decurs de 20 de secunde. Cum manageriem stresul și ce tehnici putem aborda, aflăm astăzi de la Bianca Sandu, psihoterapeut. Te salut, Bianca, și mă bucur tare mult că suntem împreună. Bună ziua și bine v-am găsit! Și îți mulțumesc pentru că mi-ai permis să vorbim ca de la egal la egal, astfel încât comunicarea noastră să fie cât mai ușoară și facilă. Atunci când avem în platou pentru prima dată un invitat, vrem să-l cunoaștem. Mai ales că vorbim despre specialiști care ne pot ajuta să ne redobândim sănătatea, așa că trebuie să știm cine este Bianca Sandu, de ce este psihoterapeut și că atunci când întreabă copilul la casă ce ai făcut toată ziua, te întrebăm și noi tu ce faci toată ziua cu pacienții tăi. Bianca Sandu, omul, este o femeie, este fiică, este soție și este mama unui băiat care împlinește 20 de ani. Mulți înainte! Mulțumesc, asemenea. Bianca Sandu, terapeut. Sunt terapeut în terapie psihanalitică. Este o terapie non-directivă. De ce terapeut? De ce nu? Pentru că este o meserie frumoasă, este un privilegiu. Pentru mine este un privilegiu pentru că pot intra în universul fiecarei persoane cu care mă întâlnesc pe o ușă pe unde doar privilegiații pot intra. Iar la sfârșitul unei terapii reușite, am privilegiu de a-mi privi pacientul ieșind printr-o ușă unde la fel doar privilegiații pot ieși. Cred că ăsta este motivul pentru care am optat să fiu terapeut. Privilegiată mă simt și eu astăzi și sunt convinsă că și cei care ne vor urmări și sperăm să rămâneți cu noi până la final se vor simți privilegiați pentru că eu respect foarte mult profesia de terapeut și îmi place foarte mult să fiu așa un fel de aliat al vostru atunci când mai aud replice genul ce să-mi facă mie un psihoterapeut? E, habar n-ai ce poate face un psihoterapeut și cât de mult te poate ajuta și cât de real poate fi ajutorul pe care acesta ți-l poate oferi. Mi-am pus norul pe mine astăzi, dar este un nor senin. Din păcate pentru noi zilele noastre nu au doar nor senin. De foarte multe ori sunt atât de întunecați încât nu reușim să mai vedem și ziua de mâine, deși ea sigur va veni. Astăzi ne vom apleca atenția asupra acestui stres care se pare că de foarte multe ori ne întunecă și zilele, dar și mintea și uneori chiar și analizele, pentru că are direct legătură cu starea de sănătate generală. Aș vrea să te întreb, Bianca, pentru început, ce înseamnă stresul pentru sănătatea omului modern? Nu cred că suntem prima generație care se stresează, nu? Da, nu suntem prima generație care se stresează. Cred că de la apariția omului pe pământ a existat stresul. Coexistăm cumva împreună cu el și o vom face în continuare. Dacă să răspundem la întrebarea ta, cred că ar trebui să definim întâi sau să încercăm să definim ce înseamnă starea de sănătate, ce înseamnă stresul și ce înseamnă omul modern. Stresul reprezintă capacitatea omului și tendința lui de a-și împlini nevoile și trebuințele și de a răspunde mediului extern, cu tendința de a da un răspuns adaptativ și armonios la condițiile interne și cele externe de mediu.
Adică să ne aflăm într-un echilibru dinamic cu mediul. De ce? Pentru că și noi evoluăm, dar și mediul se schimbă. Omul modern este un pic diferit. Și am în vedere aici, în special, aspectul că totul se desfășoară cu o viteză foarte mare. Omul modern trebuie să acumuleze într-un timp scurt și uneori chiar foarte scurt un bagaj mare de informații. Îi se cere să aibă educație sub toate palierele vieții lui, educație, nu știu, academică, educație nutrițională, educație morală, educație civică, educație sexuală, educație, nu știu, profesională și vocațională și mai mult decât atât. După dobândirea acestor informații, se cere să îi se aplice ceea ce a dobândit la un anumit standard. E adevărat, ar trebui să ne punem întrebarea cine impune acel standard. Este foarte ușor să spunem societatea, dar societatea înseamnă noi oameni. Și atunci, ce facem în aceste condiții? Putem să încetinim acest ritm și să îl adaptăm ritmului propriu, dar asta înseamnă să ne reajustăm și universul de așteptări. Universul de așteptări, atât în ceea ce ne privește, cât și în ceea ce îi privește pe cei din jur. Și mai ales universul de așteptări care se referă la viitorul nostru. Și atunci, ar trebui să resemnificăm stresul și factorii de stres și să vedem eventual atunci când îi resimțim și îi resimțim neplăcut și negativ, să ne întrebăm ce este în spatele acestor factori declanșatori de stres. Pentru că, cu siguranță, e mai mult. Altfel, factorii declanșatori sunt doar niște experiențe care, în esență, nu sunt nici bune, nici rele. Sunt doar ocazii pentru a ne testa sau pentru a evolua sau pentru a ne găsi propriul ritm sau pentru, nu știu, a ne găsi un loc într-o ierarhie cu care ar trebui să colaborăm și să nu ne opunem. În vremurile în care trăim, trăim într-un mediu competitiv și ne place. Și atunci ar trebui puțin să ne întrebăm dacă nu cumva plăcerea asta pe care ne-o provoacă mediul competitiv chiar ne reprezintă. Ce înseamnă asta? Pe de o parte, îmi face plăcere că sunt mai bun decât alții? Sau îmi face plăcere că sunt mai bun decât am fost ieri? Și atunci reperele și sistemul nostru de valori va suferi o reconfigurare. Dacă nu o să facem asta, da, o să ne întâlnim din ce în ce mai des cu acest stres cotidian, căruia, din când în când, noi vom face față. Dacă stăm să ne gândim în trecut, în bioritmul părinților, dar mai ales al bunicilor noștri, era cu totul și cu totul diferit. Adică nu era dictat de ei, nici măcar de familie sau de societate sau de colectivitatea în care trăiau, mică sau mare, era dictat de natură. Ceea ce însemna că exista o structură mai mare care putea să sau care permitea, dacă vrei, un timing pentru toate și putea să te țină. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, nu știu, se trezeau la răsăritul soarelui și se culcau după ce soarele apunea. Ceea ce însemna 8-10 ore de somn. Primăvara, vara, activitățile erau preponderent fizice, desfășurate în aer liber, într-un anume ritm, și anume acela că atunci când, nu știu, soarele era sus pe cer la orele prânzului, ei se odihneau la umbră. Așa se explică faptul că, dincolo de purtarea pălăriei și a tradiționalelor basmale, oamenii nu făceau insolație. Acum, noi trebuie să dobândim aceste informații de la specialiști și chiar și atunci când le avem, ne este foarte greu să le aplicăm. Așa că, așa cum a evoluat societatea, progresul tehnico-științific, era digitalizării, ne aduce un confort de viață mai ridicat, un alt standard, ceea ce înseamnă că ne modifică dorințele, nu neapărat nevoile, ne modifică așteptările și trebuie să generăm răspunsuri de adaptare adecvate. Asta presupune un efort, asta presupune un cost. Noi vrem mult, din ce în ce mai mult, cu costuri cât mai mici. Cine nu vrea asta? Aici ne-am dorit să ajungem.
O fi bine, o fi rău, asta rămâne de văzut. Eu cred că este în același timp și bine și rău. Depinde de fiecare dintre noi, depinde de resursele pe care le avem, de experiențele pe care le-am trăit, depinde de relațiile și de calitatea relațiilor cu semenii noștri pe care noi putem să le dezvoltăm și depinde foarte mult de semnificația care o are pentru noi, pentru fiecare în parte, a fiecărui lucru pe care dorim să-l împlinim, a visului, a dorinței sau a nevoii și dacă facem diferența între ele. Pentru că de multe ori ne lăsăm stresați de lucruri de care, de fapt, nici nu avem nevoie. Îmi place foarte mult când ai punctat că avem așteptări, dar nu ne-am schimbat neapărat și nevoile și da, cred că trebuie să ne întoarcem la această întrebare de fiecare dată când simțim că suntem luați pe sus și habar nu avem de ce. Băi, care este nevoia mea și ce ar trebui să fac pentru a îndeplini-o pe ea? Îmi dau seama că în emisiunea noastră de-a lungul timpului au venit foarte mulți medici, că pe scaunul pe care tu l-ocupi astăzi, în general, sunt medici. Partea interesantă, și de asta am și dorit să abordez astăzi acest subiect, este că fiecare, indiferent de domeniul pe care și l-a ales, toți prezintă stresul ca fiind un factor care declanșează acne, declanșează bubite la nivelul pielii, declanșează cancer, declanșează probleme gastrointestinale. Toți care au ocupat acest scaun au adus în discuție acest stres. Timpul nu ne-a permis niciodată să vedem cum îl putem gestiona, ce putem face cu el, când este bun și când este rău. Așa că astăzi am ales această oră pentru a o dedica stresului. Ai o misiune foarte importantă. Este atât de blamat și atât de discutat încât va trebui să-l și rezolvi pentru noi, măcar așa puțin frântură, pentru că da, subiectul este vast, iar timpul este scurt, din păcate. Spuneam că stresul acesta, am prins noi așa din zbor, că poate fi și bun și rău. Este bun atunci când ne ajută, când ne montează să facem acțiuni și uneori poate chiar ne și protejează, ne vei spune tu dacă și când. Este și stresul rău care ne consumă, care ne scade bateria, care ne scade uneori și speranța că vom reuși să facem ceva și atunci poate că apare această mare problemă a lui când deliberează foarte mult cortizol pentru că îi vine cu această alarmă în organism. Cum facem diferența între stresul bun și stresul rău? Ce înseamnă unul, ce înseamnă celălalt? Nu cred că există stres bun și stres rău, cred că există doar stres. Ok. Da? Adică stresul fiind înțeles ca acțiunea factorilor sau a stimulilor din mediul extern, dar și intern, din interiorul nostru, impulsurile și senzațiile pe care noi le avem, de exemplu senzația de foame sau de sete. Uh-huh. Poate fi interpretată ca un stres și nu putem să stăm prea mult timp fără să ne hidratăm sau fără să mâncăm. Și în momentul în care depășim acea perioadă de timp în care acest stres este tolerabilă, deja o simțim ca fiind, nu știu, o urgență. Uh-huh. Și căutăm să ne orientăm și să ne reajustăm orice activitate în viitorul apropiat, astfel încât această nevoie să fie satisfăcută. Și atunci, nu știu dacă ăsta este un stres bun, da? Cred că reacția noastră este bună, reacția noastră de adaptare, astfel încât să ne satisfacem aceste nevoi, dar stresul nu este nici bun, nici rău, este stres. Atunci când noi avem o reacție adaptată la stres, avem tendința să spunem că stresul a fost bun. Și ce înseamnă să avem o reacție adaptată la stres? Înseamnă să ne împlinim nevoile, să ne împlinim, nu știu, dorințele, visele, așteptările, uneori idealurile. Și atunci vom spune, am întâlnit un factor de stres bun care m-a ajutat să evoluez sau să devin mai bună, să obțin o slujbă, de exemplu, sau să-mi iau un examen. Cred că aici vorbim despre motivație în termeni mai corecți, fiind un proces psihic reglatoriu care operează psihologia și având un rol determinant, să zic așa, în modularea conduitei umane în toate aceste activități. Și asta înseamnă că motivația, atunci când ea este internă, atunci când se referă la, nu știu, nevoi proprii, în acord cu principiile de valoare ale persoanei respective, în acord cu credințele sale, cu idealurile, cu concepția sa despre lume și despre viață, are toate șansele ca în toate resursele de care are nevoie ca să își atingă lucrurile pe care și le-a propus, să le poată pune la dispoziție în întreaga sa activitate până la finalizare.
Atunci când motivația este externă sau este impusă cu forța din exterior, adică un copil, spre exemplu, învață pentru examen sau pentru teză sau pentru un test, de frica părinților sau de frica profesorului, sau învață pentru notă, pentru că a avea note bune înseamnă a fi un elev bun, a fi un elev bun înseamnă că voi obține aprecierea în termen de, sau înțeleasă sau resimțită de copil, în termen de voi fi mai iubit. Hmm. Da? Atunci lucrurile nu decurg la fel. Este foarte posibil ca organismul să nu poată pune la dispoziție toate resursele de care are nevoie, astfel încât să finalizeze cu succes ceea ce avea de făcut. Pentru a atinge un optim motivațional, trebuie să fim un pic informați, dacă nu educați, și apoi să trăim niște experiențe. Adică nu trebuie să supraevaluăm sarcina, nu trebuie să o subevaluăm, trebuie să o apreciem cât mai corect, trebuie să facem o proiecție referitoare la ce impact va avea succesul sau eșecul în viața mea. Trebuie să ne gândim dacă avem nevoie de asta sau nu, că s-ar putea să fim într-o competiție unde nu ne regăsim. Și ca părinți ar trebui să ne gândim la asta, pentru că examenul nu este al nostru, examenul este al copilului. Noi îl putem ajuta pe copil, putem trăi succesul sau reușita lui împreună cu el, iar dacă înregistrează un eșec, va trebui să facem și asta împreună cu copilul. Da, în viață avem și reușite, avem și eșecuri. Așa am fost și noi ca părinți, așa vor fi și copiii noștri și ar trebui să privim cu multă înțelegere, cu multă iubire și cu multă îngăduință experiențele lor proprii de viață. Ceea ce nu putem face noi ca părinți vis-a-vis de copiii noștri este să le trăim propria viață. Da, vor avea alegerile lor, da, vor întâlni consecințele alegerilor pe care ei le fac. Rolul nostru este de ghidaj, de susținere, de ajutor, cu condiția ca ei să ceară acel ajutor. Asta înseamnă că și-l doresc și când și-l doresc sunt gata de a-l primi, sunt receptivi. Altfel, o vor percepe ca pe o acțiune intruzivă din partea noastră și cel mult vom obține o supunere a lor atâta timp cât noi reprezentăm o autoritate. Și de câte ori vor avea ocazia, vor escalada aceste limite impuse și își vor trăi experiențele așa cum consideră ei. Astfel încât, cred că cel mai bine este să impunem anumite limite și limitele pe care le impunem copilului sunt limite pe care de regulă le respectăm și noi. Mm-hmm. Nu sunt doar pentru copii, ci sunt pentru întreaga familie. Ca profesor, cred că este același lucru și trebuie să-i ajutăm, să îi ajutăm să-și descopere motivația internă pentru care ei fac sau nu fac anumite lucruri. Doar așa cred că un copil poate dobândi, nu știu, modele adaptate la stresul pe care îl va întâlni. Stresul nu poate fi evitat, el există și a existat întotdeauna. Iar reacția noastră la stres este o reacție care ne-a dus până aici. Este o reacție a sistemului nostru nervos, care este independentă de controlul nostru volitiv. Slavă Domnului că este așa. Datorită acestei reacții am putut să supraviețuim. Datorită acestei reacții am putut să ne păstrăm integritatea și structura. E adevărat, ca specie, nu pentru fiecare individ în parte. Poate că ar trebui să înțelegem un pic, nu știu, ce se întâmplă în organism. Sistemul nostru nervos are două componente, somatic și vegetativ. De data asta ne interesează componenta vegetativă, adică cea care este răspunzătoare de buna funcționare a organelor, așa ziselor viscere. Avem niște glande suprarenale situate deasupra rinichilor, sunt glande pereche, sub forma unor căciulițe, care secretă niște hormone atunci când noi ne întâlnim cu un factor stresant. Unul dintre ele este adrenalina. Ce face acest hormon atunci când este secretat în organism în condiții, nu știu, surpriză sau la un factor surpriză și noi ne simțim în pericol, așa cum ne simțim, de exemplu, la examene, că tot se apropie. Ne pune în starea de alertă,
ca să fim pregătiți pentru ceea ce urmează și ne pregătește pentru două situații. Luptă sau fugi. Da? Dar suntem receptivi, suntem pe recepție. Această adrenalină face ca să crească ritmul cardiac, să crească ritmul respirator, să încetinească celelalte procese, cum e procesul digestiv sau procesul de excreție. Face să crească dilatarea pupilei, așa zisă midriază. Face să fie puse la dispoziția organismului resurse energetice pentru ceea ce eventual individul este pus să facă atunci, prin dispensarea resurselor lipidice, lipoliză, dar în special a glucidelor care sunt depozitate în ficat. Este rezervorul cel mai ușor accesibil. Și atunci organismul este pregătit să se apere. Da? Sunt, să zic așa, celebre puțin exemplele în care, pe care le întâlnim de obicei sau sunt date în diferite medii. Fetița care, nu știu, a întâlnit un șarpe care avea poziția de atac și era gata să o muște. Creierul nostru nu are la dispoziție foarte mult timp să decidă ce anume face și cumva instinctual, pentru că acest mecanism de luptă sau fugi intră în acțiune automat, fetița s-a repezit și a prins șarpele de cap înainte ca șarpele să o atace și l-a mușcat. Da? Lucru care i-a salvat viața. Ok, dar cum resimțim această stare de alertă și această punere pe poziție care intră în funcțiune în mod automat? O resimțim nu prea plăcut, adică ne transpiră palmele, simțim acel nod în gât sau gol în stomac, ni se face pielea de găină, simțim pulsul, ne simțim agitați și nu avem mult timp la dispoziție să ne liniștim. Ce e de făcut? Cred că primul lucru care este de făcut este să înțelegem ce ni se întâmplă și să înțelegem că acest mecanism este acolo și ne însoțește și ne-a însoțit de la apariția omului pe pământ până acum, chiar dacă originea omului e încă discutată, și ne-a permis supraviețuirea. Deci este un mecanism care ne-a apărat și ne-a făcut să evoluăm. Nu lucrează împotriva noastră, ci lucrează în favoarea noastră. Cred că este primul lucru pe care trebuie să îl cunoaștem. Și atunci ne vom poziționa diferit și vom resemnifica aceste stări și nu vom exagera semnificația stresului ăstuia cotidian și mărunt. Cred că și copiii noștri ar trebui cumva să fie informați din punctul ăsta de vedere. Ce se mai întâmplă, în schimb, în organismul uman? Se mai întâmplă tot aceste glande suprarenale, secretă cortizolul. Cortizolul este răspunzător la fel de concentrația glucozei în sânge, predispune celula nervoasă să folosească aceste resurse și favorizează sau înlesnește ca substanțele reparatorii de țesuturi din organism să fie puse în funcțiune, pentru că în astfel de situații există și daune. Și organismul este o uzină care funcționează aproape perfect. Sau în condiții de sănătate optimă, da, funcționează perfect și fără reproși. Nu știu, cred că mai este important să spunem că la vârsta copilăriei și adolescenței, răspunsul la factorii de stres este în special asta endocrină. La vârsta maturității, chiar dacă acest tip de răspuns se păstrează, pentru că nu avem cum să îl anulăm, este modulat sau compensat de experiența dobândită. Pentru că la vârsta maturității avem cel puțin o expunere ca și experiență la un factor de stres sau la un factor de stres din aceeași categorie, îl recunoaștem și lucrăm mai ușor cu el. Avem o reacție adaptativă pe baza experienței. La vârsta bătrâneții, chiar dacă resursele adaptative scad, atât biofizice, nu știu, endocrine, cognitive sau comportamentale de acțiune, pentru că activitățile la vârsta bătrâneții se restrâng puțin mai mult pentru unii, totuși acea experiență se transformă în înțelepciune sau ce puțin așa ar fi de dorit,
astfel încât vârstnicii reușesc să aibă, în cea mai mare parte, răspunsuri adecvate la factorii stresori pe care îi întâlnesc. Și calitatea acestor factori se schimbă. Să încep să fie preocupați de alte lucruri care nu ne preocupă la tinerețe sau la vârsta adolescenței, și anume starea de sănătate, nu știu, moartea ființelor dragi din jurul nostru, apropierea propriei morți, singurătatea. Sunt, nu știu, alte lucruri. Poate pentru unii, destul de mulți aș zice, nesiguranța zilei de mâine și stresul ăsta cotidian, dar totuși experiența de viață de zeci de ani îi face cumva să metabolizeze diferit aceste experiențe. Deci cei mai expuși la un factor stresant cotidian sunt totuși copiii, adolescenții și adultul tânăr. După care lucrurile cred că se mai relaxează puțin, pentru că experiența ne ajută foarte mult. Te ascult cu foarte mult drag și chiar dacă jurnalistic ar spune unii, nu este chiar ok să las invitatul să vorbească de mult singur. Eu o fac pentru că nu vreau să întrerup nimic din acest flux interesant de idei pe care tu ne le expui astăzi și plus că nu cred că are ce mare beneficiu o întrebare a mea. Te ascultam cu foarte mult drag și cu interes și îmi dădeam seama că noi suntem urmăriți în mare parte de seniori care sunt acasă la ora 4 și deschid televizorul și caută un conținut de calitate. Atunci au dat peste noi și rămân cu noi până la finalul ediției. Observăm frecvent că deși copiii, adolescenții și adultul tânăr sunt cei care se stresează destul de mult și nu au nici acest bagaj care să-i ajute să acționeze cât mai blând pentru ei, totuși afecțiunile apar cam pe la adultul care nu mai este neapărat tânăr și chiar la seniori. Acest stres și această declanșare de adrenalină, cortizol și această încetinire a sistemelor noastre de care avem nevoie au sonorizare pe termen atât de lung? Adică putem spune că o situație neregistrată corespunzător la vârsta tânără va avea o repercursiune atât de târziu? O situație negestionată corespunzător, nu. Dar, nu știu, trăirea unei perioade din viață destul de lungă așa, în felul ăsta, într-un haos, fără o structură, cu vulnerabilitate, cu multă nesiguranță, cu emoții negative, da, poate genera, dacă nu s-a declanșat o patologie severă la vârsta tinereții sau chiar la adolescență, da, se poate declanșa la maturitate sau la bătrânețe. Deci răspunsul este da, se poate. În condițiile în care am gestionat stresul suficient de bine, da? Nu perfect, suficient de bine, probabil că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Deci vom putea gestiona în aceeași măsură și în același stil stresul pe care îl vom întâlni și la vârsta adultă și la bătrânețe. Cred că cel mai grav este expunerea atunci când suntem expuși la un factor de stres intens, deosebit de intens, sau la un eveniment cu potențial traumatic sau la o traumă majoră. Aici trebuie să te întreb cum ar trebui să înțelegem asta, că nu știm exact ce înseamnă ce ne-ai spus acum, adică cum se formează practic o traumă din cauza stresului. Orice experiență are un potențial traumatic, adică ceea ce este traumatic pentru mine, nu în mod obligatoriu este traumatic și pentru tine. Dar atunci când vorbim de experiențe, de exemplu, nu știu, trauma războiului, de un viol, de o crimă, de un abuz fizic, un abuz emoțional, atunci ele sunt întotdeauna traume, chiar dacă persoana respectivă nu le-a trăit ca și traume. Este posibil ca mecanismele ei de apărare să fie funcționat și să fie în continuare în funcțiune, astfel încât să nu o resimtă neapărat atât de devastator. Dar ea este o experiență traumatică. Sau, nu știu, când suntem copii, de exemplu, să trăim într-un mediu dezorganizat, într-un mediu nesusținător, într-un mediu potrivnic, sau să creștem cu o mamă indisponibilă afectiv, datorită, nu știu, unor afecțiuni, habar n-am, a unei depresii. Nu ne vom aduce aminte cum am trăit în primul an de viață, dar este o experiență resimțită ca o traumă și care are, într-adevăr, repercursiuni pe parcursul vieții.
Sunt tipologii de oameni mai predispuși către a înmagazina ușor în defavoarea lor acest stres? Sunt oameni care se stresează mai mult și nu reușesc să-l gestioneze corespunzător la momentul respectiv? Cred că noi toți trăim experiențe de genul ăsta când nu gestionăm stresul optim în anumite momente. Dar da, sunt persoane mai predispuse. Sunt persoanele care, nu știu, sunt introverte. Pentru că toate emoțiile pe care ei le simt nu le pot împărtăși cu ceilalți și se zbat singuri în a rezolva problema și nu găsesc calea, pentru că nu există o relație sau un număr pe care să plâng, o persoană cu care să vorbesc. Persoanele extroverte ventilează mai mult. Spun acolo vrute și nevrute, se vaită și în stânga și în dreapta și cu oricine și oriunde se duc și cumva o parte din tensiune se reduce. Pe de altă parte, există și un feedback din partea celorlalți, nu știu, sugestii, impresii, orientări, experiențe proprii ale celorlalți împărtășite și din acel lucru de multe ori este ceva constructiv și persoana, chiar dacă nu își rezolvă ceea ce avea de rezolvat, dar cel puțin își crește toleranța la pierdere și se reorganizează și se reorientează. Astfel încât, da, aș considera că sunt persoane, în special cele introverte, cele emotive, cele tăcute, cele retrase social, care nu se înscriu într-o patologie, na? Cu aceste trăsături, să zic, de temperament, da, par mai predispuse pentru a fi, nu știu, avea o reacție dezadaptativă la stres și a resimți stresul ca fiind mai intens, devastator și să-l trăiască ca atare, iar reacțiile să fie în consecință. Spre deosebire de o persoană, nu știu, bine integrată social sau profesional, dacă este adultă, o persoană care are relații de succes în familie, cu colegii, cu prietenii, o persoană care a fost crescută într-un mediu susținător, structurant, care a putut să integreze reguli și a putut nu să se supună lor, ci să le înțeleagă și să le aplice în viața proprie, cumva persoanele alea sunt mai rezistente la stres și au mai mare toleranță la frustrare. Este o întrebare pe care ți-am adresat-o la întâmplare. Îmi doresc ca cei care ne urmăresc și înțeleg că suntem diferiți să îi trateze pe apropiații lor ușor, cu mai multă grijă atunci când observă că aceștia poate nu sunt atât de favorizați ca ei. Pentru că ne place foarte mult vara și o așteptăm cu foarte mult drag, mai ales dacă nu suntem iubitori de iarnă. Pentru unii dintre noi, vara vine cu provocări sau vine cu experiențe noi pentru care trebuie să învățăm să gestionăm sau să le facem față. Mă refer la, evident, elevi și studenți care intră, bineînțeles, în sesiune. Și cum ar spune un părinte de elev de clasa 8-a, numai părinte să nu fii în vara asta, suntem părinți și trebuie să învățăm să facem față situațiilor, dar să și așteptăm pe cei mici să-și creeze acest mediu care să îi ajute în fața examenelor. Vreau să te întreb, Bianca, ce ne ajută, ce ne sabotează, dar și ce ne face să dăm randament în perioada de examene. Stresul este acolo pentru toți care iau parte la el. Da. Stresul este acolo chiar și pentru elevii pregătiți, chiar și pentru cei nepregătiți. Este valabil și pentru părinți. Poate e o mică categorie care nu se stresează pentru asta și au reacții adaptate. Cred că pentru a gestiona bine stresul în apropierea examenelor sau chiar în timpul examenelor, atât de părinți cât și de elevi, ar fi necesar să conștientizăm că există o dată de examen și să începem pregătirea pentru acel examen din timp. A ne ajusta cumva ceea ce avem de făcut sau a încadra ceea ce avem de făcut într-o unitate de timp, a ne organiza timpul, gestionarea timpului nostru, cred că este una din cheile cu care ar trebui să lucrăm. Adică dacă pregătirea noastră începe din timp, atunci noi nu vom simți acea presiune. Și atunci gestionarea timpului este diferită. Am ore de învățat, am ore de relaxat, am ore pentru activități, nu știu, extrașcolare, pentru hobby-uri, pentru pasiuni, am timp de petrecut cu prietenii sau cu colegii,
am timp de petrecut cu familia. Totul se întâmplă într-un ritm pe care organismul poate suporta, fără a resimți acea tensiune și acea presiune psihică. Uneori chiar o simțim pe structură corporală, pe structură fizică, da? Ne simțim spatele încordat, ne dor mușchii. Dacă vă uitați la copii, când se întind, când se ridică din bancă sau când fac teme, nu fac asta pentru că le este lene, nu fac asta pentru că nu le place ceea ce fac, ci pentru că sunt tensionați. Ok, dacă unitatea de timp este mai mare și sarcina este cumva adaptată acelei unități de timp, stresul se reduce foarte mult. Și trebuie să știm asta și trebuie să învățăm să ne gestionăm timpul și în acea unitate de timp trebuie musai să introducem și activități care ne fac plăcere. Nu există trebuie să învăț într-una, pentru că randamentul și eficiența va fi mai proastă și mai slabă și performanța va fi mai scăzută decât a unui copil care reușește să facă mai multe lucruri, doar că își gestionează bine timpul. Așa că sfatul meu este să se apuce din timp să învețe, astfel încât să nu fie stresați de această resursă, că se termină resursa timp, să aibă timp să repete, să fie expuși la experiențe asemănătoare. Nu sunt întâmplătoare acele simulări, nu sunt întâmplătoare acele teste care se pot face ca antrenament pentru acel examen. De ce? Pentru că în situația de examen, elementele asemănătoare sau identice cu cele pe care le recunosc din experiența mea anterioară vor fi structurante și vor fi de natură să mă liniștească, mă voi baza pe ele. Voi regăsi aceeași structură la subiecte, voi regăsi, nu știu, aceleași etape de intrare în săli, de legitimare și lucrurile astea mă vor securiza într-un mediu care pare nesigur și în condițiile astea de stres, când adrenalina se varsă în sângele nostru, avem senzația că am uitat tot și că nu ne mai funcționează nici memoria și că nu vom putea scrie nimic, nu vom putea face nimic și nu ne vom atinge obiectivul. În momentul în care vom citi subiectele sau primim subiectele, culmea este că memoria reușește cumva să scoată doar acele elemente și pe toate celelalte să le treacă în fundal. Și atunci, cu siguranță, ne vom aduce aminte. Pe de altă parte, informarea despre cum funcționează creierul uman și cum funcționează ființa umană ne ajută să ne recunoaștem emoțiile, ceea ce simțim, astfel încât să ni se pară firesc ceea ce se întâmplă, nu să intrăm în panică și să spunem nu e normal să simțim așa ceva. Ba da, e normal să simțim așa ceva în condiții de examen sau când copilul nostru este în examen și noi îl așteptăm la gard. Mai este și miza propriu-zisă a examenului. Ce se întâmplă dacă nu iau o notă corespunzătoare sau dacă nu știu, nu intru la nu știu ce liceu sau dacă nu promovez examenul de bacalaureat. Da, există în viață și eșecuri, nu există numai reușite. Și da, trebuie să fim pregătiți și pentru astfel de situație. De ce? Pentru că este foarte posibil ca în situația de examen să nu ne putem, nu știu, mobiliza resursele și să înregistrăm un fiasco și ar trebui să ne pregătim copilul și pentru asta. Cum ne putem pregăti copilul pentru asta? Pentru că este experiența lui proprie. Putem sta de vorbă despre astfel de perspectivă, putem să-i precizăm că se întâmplă foarte rar. În general ne cam cunoaștem copiii când sunt extrem de timizi și introvertiți. Altfel nu se întâmplă. Acolo, în orele alea de examen, se vor mobiliza și își vor aduce aminte. Și trebuie să-i mai asigurăm de iubirea și de dragostea noastră și de afecțiunea noastră și de aprecierea noastră, pentru că sunt copiii noștri 24 din 24, 7 zile din 7. Mie îmi place să spun că nu sunt pe chitanță și factură și atunci când ei au eșecuri, ne ducem îi dăm înapoi sau dați-ne altul mai bun, că ăsta parcă nu prea funcționează. Da? Atunci când avem un copil, este copilul nostru pentru toată viața, pentru toată viața noastră și toată viața lui. Iar noi suntem părinții lui, unicii lui părinți, că suntem buni sau mai puțin buni, ăștia suntem și trebuie să facem ceva cu asta. Și atunci este foarte important să facem deosebirea între ființa umană a copilului nostru, natura lui autentică, relația noastră de filiație
și performanțele și rezultatele lui, mai ales școlare. Nu este normal să condiționăm iubirea și dragostea pe care noi o oferim copilului și susținerea în funcție de rezultatele lui școlare. Iubirea nu este după merite, este pentru că este. Iar al recompensa copilul pentru nu știu ce reușită școlare, mie personal mi se pare o strategie greșită. Este o motivație externă pentru care copilul, da, poate face niște eforturi, dar nu vine din interiorul lui. Trebuie să-i ajutăm să dezvolte căi de motivație, să le descopere căile de motivație internă. Deci atunci când îi oferim copilului, nu știu, o vacanță, o jucărie, ce-și dorește copilul, trebuie să înțeleagă că el are niște obligații, niște responsabilități, inclusiv legate de mediul casnic, de mediul școlar, și că lucrurile alea vin în măsura în care noi le putem oferi. Că ne dorim, cu toată dragostea, să le oferim tot ceea ce au nevoie, dar unele lucruri chiar n-au nevoie, unele lucruri nu le sunt de folos și pe acelea nu îi le vom oferi. De ce? Pentru că așa gândim sau apreciem noi ca și părinți și ăsta este timpul în care noi suntem părinți. Când ei vor fi părinți, vor face așa cum vor crede de cuvință. Ideea este că a asigura un climat suportiv copilului mai presupune să nu negăm ceea ce simte copilul. Nu are legătură cu realitatea. Copilul se poate simți descurajat, se poate simți, nu știu, anxios, se poate simți lipsit de valoare, din diverse motive. Nu este indicat să-i negăm emoțiile și să spunem, a, păi de ce te simți tu așa? Că uite, profesoara X a zis despre tine că ești foarte bun, că nu știu cine, nu știu. Copilul asta simte, asta trăiește și se impune întotdeauna realitatea pe care noi o simțim, nu aia pe care o știm. În acea realitate trăim noi. Și atunci, în acea realitate a copilului nostru, trebuie să intrăm și trebuie să-l susținem, să-l lăsăm cumva să ne spună, să ne comunice ceea ce simte, să simțim împreună cu el, să-l iubim chiar și în momentele în care el se simte așa și apoi să putem ieși de acolo, să ne poziționăm ca adulți responsabili, ca adulți structurați și structuranți pentru copil și să-l invităm cumva să vadă aceeași perspectivă, aceeași realitate și din perspectiva noastră, ca el să capete o altă perspectivă. Dar face acest lucru un copil în general atunci când se simte înțeles. Și să-l însoțim cumva în acest carusel de emoții în care el intră. Nu trebuie să ne grăbim să-l scoatem de acolo sau să-i le negăm pur și simplu, pentru că asta este o reacție defensivă a noastră. De fapt, noi nu facem față emoțiilor pe care le trăiește copilul, experiențele pe care el urmează să le trăiască și atunci ridicăm noi aceste scuturi și cerem copilului învață, învață, învață sau nu te mai stresa. Păi nu depinde de voința lui. Cred că am putea influența cumva reacția asta în care intră în acțiune în mod automat doar, nu știu, în urma unor antrenamente foarte serioase de meditație, de yoga, de respirație. Mulți încep, puțini termină și totuși e un procent destul de mic de oameni cărora le și iese să-și stăpânească sau să-și încetinească digestia, de exemplu. Da? Deci e o performanță în sine și necesită mult antrenament. Despre asta vorbim când vorbim de motivație internă. Vă dați seama ce înseamnă să ne antrenăm, să ne diminuăm procesul de digestie la voința noastră și cât timp ar trebui să investim în asta. Dacă ne impune cineva să facem asta, ne chinuim o zi, două, trei, o lună, dar vom renunța. E cam așa se întâmplă și cu copiii noștri. Pe de altă parte, cred că ar mai trebui să ne aducem aminte că nici noi nu avem succes întotdeauna, da? Și noi ne mai împiedicăm câteodată și să ne întrebăm ce aveam noi nevoie în acele momente și să fim îndreptățiți să credem că și copilul nostru ar avea nevoie de același lucru. Adică dacă nu știm ce să facem ca părinte într-o astfel de situație, ar trebui să ne întrebăm. Când eu am avut examene sau când eu am fost într-o situație stresantă și m-am simțit în felul în care îmi spune copilul că se simte, de ce anume aș fi avut nevoie? Și cam asta ar trebui să-i oferim și noi copilului nostru.
Bine, că am anunțat mei colegi că avem deja 45 de minute, asta înseamnă că în maximum 2 minute vreau să oferim celor care ne urmăresc soluții scurte, trasate cu liniuță ca să poată să încapă în acest timp scurt. Ce putem face de urgență pentru a gestiona stresul? Ce întrebări ne putem adresa? La ce tehnici putem apela? Sau, nu știu, sunt activități care ne pot relaxa instantaneu, atât mintea cât și corpul? Da. În primul rând, trebuie să nu negăm stresul, trebuie să-l acceptăm, să nu fugim de el, să-l recunoaștem. Să recunoaștem factorul declanșator, cum ar fi, de exemplu, examenul. Da? Ok, sunt stresat pentru că se apropie examenul, ce fac în situația asta? Hai, în primul rând, mă gândesc ce am făcut până acum, cât timp mai am la dispoziție, de ce anume resurse dispun. Adică încerc să fiu obiectiv cu toate emoțiile pe care le simt, îmi ajustez universul de așteptări. Pentru că dacă n-am făcut nimic până acum, atunci așteptările vor trebui cumva să fie mai mici. Dacă am făcut lucruri până acum, înseamnă că îmi pot permite un univers de așteptare mai larg. Uh-huh. Ar trebui, pe de altă parte, să să fac activități care mă fac să mă simt bine, să simt plăcere, să ascult muzică relaxantă, să mă plimb în aer liber, să fac activități de sport, de mișcare, să am o nutriție sănătoasă și neapărat un somn odihnitor. De 80 ore pe zi are nevoie un tânăr adolescent. E adevărat că nu prea funcționează foarte bine la orele dimineții pentru că se culcă târziu, dar cumva va trebui să doarmă acest interval de timp astfel încât creierul lui dimineață sau când începe activitatea să aibă resursele necesare. Tehnicile de respirație se pot face în timp de, 3, 4, 5 secunde. Uh-huh. Adică am o inspirație mai scurtă de 3 secunde, țin aerul pe care l-am inspirat în plămâni 4 secunde, fac apnee și apoi expir 5 secunde, ceea ce scade nivelul de cortizol din sânge. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem face. Experiența, pe de altă parte, pe care am dobândit-o, indiferent ce vârstă avem, ar trebui să ne o reamintim și să o punem la lucru, pentru că de aia se numește experiență. Și ar trebui să ne resemnificăm puțin ceea ce numim stres. Și cred că vom trăi în continuare acest test, pentru că este un test pentru umanitate, da? De adaptare, pentru a obține un echilibru dinamic cu mediul, căci scopul ăsta este. De la mine către tine în acest moment pleacă o invitație, pentru că trebuie să ne reîntâlnim, măcar să terminăm subiectul. Dragilor, pe hârtia noastră se aflau undeva la 300 întrebări. Am discutat doar vreo 5, dar răspunsurile, Bianca, au fost destul de cuprinzătoare și mă bucur foarte mult pentru că ai fost cu mine astăzi. Cred că este o ediție importantă pe care vă încurajez, dragilor, dacă ați ratat începutul, să o reluați pentru că o veți găsi arhivată în YouTube. Îți mulțumesc tare mult, sper din suflet să ne revedem cât mai curând și îți mulțumesc pentru că ai acceptat această provocare. Mulțumesc și eu pentru invitație, cu drag. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit. Dragilor, în fiecare zi de luni până joi la ora 4 ne întâlnim pentru a afla împreună cum să fim sănătoși, tineri și bineînțeles și frumoși. Nu plecați, urmează Fresh Access cu Anița Sândulache. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.